Oare cum se transmitea muzica înaintea apariției portativului și a notelor muzicale? E ca și cum ai asculta o melodie fără a avea posibilitatea de a o scrie sau de a o înregistra. Câte șanse sunt să ți amintești ulterior? Hmm, o idee ar fi să o memorezi. Exact așa se proceda înaintea apariției portativului. Muzicienii învățau pe de rost lucrarea muzicală și o transmiteau prin viu grai. Evident că multe dintre acestea s-au pierdut de la o generație la alta, odată cu trecerea în neființă a creatorilor. Astfel se impunea din ce în ce mai mult apariția unui sistem de notație prin care muzica să poată fi transmisă pe cale scrisă generațiilor următoare. În acest fel, melodiile pot dăinui peste veacuri, și analizându-le, putem înțelege modalitatea de compoziție muzicală utilizată în trecut și cum s-a evoluat spre sistemul utilizat astăzi. Portativul a fost inventat în jurul anului 1000 de către călugărul italian Guido d'Arezzo. În acele timpuri nu se utilizau notele muzicale pe care le cunoaștem astăzi, ci niște simboluri denumite neume. Iar portativul avea doar patru linii. Observând că neumele nu indicau cu precizie notele ce trebuiau cântate, ci doar direcția mai sus sau mai jos față de ultima notă intonată, Guido creează notele pe care le cunoaștem astăzi plecând de la textul unui imn intitulat Sfântul Ioan. După cum observăm, sistemul de notație creat de Guido utilizează doar șase note, urmând ca cea de-a șaptea notă, adică C, si, să fie adăugată mult mai târziu de către Giovanni Battista Doni. Ulterior, nota UT a fost înlocuită cu DO, care era mai ușor de intonat în solfegiere, fiind un sunet deschis. Simbolurile utilizate în partiturile muzicale reprezintă indicații ale compozitorilor referitoare la interpretarea muzicală. Haideți să parcurgem împreună cele mai importante simboluri întâlnite în partiturile muzicale! Portativul este reprezentat de 5 linii orizontale și 4 spații pe care sunt scrise notele muzicale. Cheia muzicală se așează la începutul fiecărui portativ. Aceasta poate fi cheia sol, cheia fa sau cheia do, în funcție de registrul instrumentului utilizat în interpretare. În muzica pentru pian se utilizează un sistem compus din două portative. Unul în cheia sol, utilizat pentru mâna dreaptă, iar celălalt în cheia fa, utilizat pentru mâna stângă. Notele muzicale sunt simboluri prin care sunt reprezentate grafic sunetele muzicale. Cheia sol, de exemplu, indică poziția notei sol 1 pe portativ. Iar cheia fa indică poziția notei fa din octava mică. Liniuțele adiționale sunt acele liniuțe care, așezate deasupra sau sub portativ, fac posibilă scrierea notelor ce se află în afara portativului. De exemplu, Do central este așezat pe o liniuță adițională. Extinzând registrul spre partea superioară, deasupra celei de-a cincea linii, vom avea notele Sol 2, La 2, Si, 2 Do3 și așa mai departe. De ce se utilizează liniuțele adiționale? Deoarece, după cum bine știm, clapele pianului sunt în număr de 88. Iar registrul unui portativ cuprinde chiar câte note cuprinde registrul unui portativ? Dacă poziția notelor pe portativ ne indică Înălțimea acestora, aspectul lor ne transmite durata respectivului sunet. Ca în acest exemplu, în muzică se exprimă atât durata sunetelor, cât și momentele de liniște, denumite pauze. Măsura muzicală se așează la începutul lucrării muzicale și este reprezentată prin două cifre. Cea superioară stabilește numărul de timp utilizați într-o măsură, iar cea inferioară valoarea fiecărui timp. De exemplu, aceasta este măsura de 4 pătrimi sau de 4 timpi. Se mai poate nota și prin semnul literei C, care provine de la common time. Bara de măsură separă măsurile muzicale în funcție de numărul de timp stabiliți. Practic, în măsura de 4 pătrimi, după fiecare 4 timpi, se pune bară de măsură. În acest fel, ordonând discursul muzical. Pe parcursul unei lucrări muzicale, unele secțiuni se repetă. Pentru a nu scrie din nou respectivul fragment muzical, compozitorii utilizează semnele de repetiție, care sunt de trei feluri. Primul semn indică faptul că repetiția se va realiza de la începutul lucrării muzicale. În cel de-al doilea caz, fragmentul se repetă întrebarele de măsură. Iar cazul al treilea utilizează voltele. După repetarea fragmentului se va sări volta întâi și se va interpreta direct volta a doua. Bara dublă marchează finalul lucrării muzicale. Alterațiile muzicale sunt utilizate pentru a modifica înălțimea sunetelor. Diezul urcă înălțimea sunetului cu un semiton. Bemolul coboară înălțimea sunetului cu un semiton, iar becarul anulează efectul diezului sau al bemolului. Armura așezată imediat după cheie se va scrie pe fiecare portativ al lucrării muzicale. Prin aceasta se stabilește tonalitatea unei melodii și notele ce trebuie alterate pe parcursul întregii lucrări muzicale. Dinamica este reprezentată de termenii în limba italiană și indică intensitatea cu care trebuie interpretate fragmentele muzicale. Există nuanțe slabe, pianissimo, care înseamnă foarte încet și piano, încet. Nuanțe medii, mezzo piano, potrivit de încet sau mezzo forte, potrivit de tare și nuanțe puternice. Forte, tare, fortissimo, foarte tare și sforțando, accentuând puternic. Există însă și nuanțe progresive. Spre exemplu, crescendo, crescând intensitatea fragmentului sau decrescendo, scăzând intensitatea progresiv. La începutul, dar și pe parcursul lucrării muzicale sunt indicați termeni de tempo. Adică viteza cu care va fi executată o anumită lucrare muzicală sau un anumit fragment. Acesta poate fi indicat tot prin termeni în limba italiană sau printr-un număr ce stabilește numărul de bătăi pe minut. Există însă și mișcări progresive. Accelerando din ce în ce mai repede sau ritardando din ce în ce mai lent. Legatoul de prelungire sau de expresie. Legatoul de prelungire constă într-un semn în formă de arc ce unește două note de aceeași înălțime însumând duratele acestora. Legatoul de expresie indică faptul că respectivul fragment muzical se va cânta fără întrerupere între sunete. Punctul de prelungire se așează în dreapta unei note sau a unei pauze, prelungindu-i durata cu jumătate din valoarea notei sau a pauzei. Coroana indică prelungirea sunetului după aprecierea interpretului. Pentru a vă verifica cunoștințele legate de simbolurile muzicale, utilizați testul interactiv din descrierea videoclipului.